găsit, stimați telespectatori, la ordinea de zi de data aceasta. Suntem iar la sfârșitul unei zile pline, o zi care e foarte agitată și în Gorj, datorită faptului că lucrurile se întâmplă cum se întâmplă în Minerit. O să revenim asupra lor, e clar un subiect incitant. Până atunci vreau să vă prezint, pentru că am omis aseară, a apărut un nou număr, numărul 451 din săptămânalul vertical, un număr care începe cu un subiect de subiectul de fond, este tot din Minerit. Decizie, o instanță a anulat acordul de mediu pentru extinderea mineritului la Rovinari, cariera Pinoasa blocată de ONG-uri. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru mineritul din Gorj. Avem alte materiale interesante. Aflăm, am și spus la vremea aceea, Transalpina se redeschide. Materiale despre rezultatele slabe la simulările examenelor naționale și se face o comparație despre acestea de la un examen la altul, evaluare națională și bacalaureat. Vorbim despre, ca și numărul trecut, despre Constantin Stancioviți Brănișteanu, primul primar al orașului Târgu Jiu și despre familia sa. Bineînțeles, despre gorjeanul care a rămas în istoria lumii, e vorba de Constantin Brâncuș și un artist genial care a marcat universalitatea, dar aflăm și despre două proiecte pe consumul de droguri, despre un proiect Spirit Balcanic în bucătărie și multe alte materiale interesante, inclusiv vești din primăriile județului. Editorialele semnate Cornel Șomâlcu și Aura Stoienescu vorbesc primul cu DNA-ul pe corupție călcând și al doilea, presiunile continuă. Presiunile continuă se referă la situația din Minerit, e din ce în ce mai încordată și despre ea vom vorbi mai mult astăzi, chiar dacă avem, printre altele, și niște statistici absolut uluitoare dinspre DNA și vom vorbi despre, deci o să încep cu editorialul semnat cu DNA-ul pe corupție călcând, semnat chiar de mine, pentru că cu asta o să-mi fac trecerea spre acele cifre de care vă vorbeam și care le promiteam prietenilor de pe Facebook că le abordez astă seară. Direcția Națională Anticorupție este la un moment de referință a existenței sale, practic o parte importantă din clasa politică a fost îngenunchiată pe cazuri foarte grele de corupție. Procurorii sunt apreciați, DNA atinge cote amețitoare de popularitate pentru o țară democratică, totul pare să meargă în plin pentru chioveșii și subalteni. Cum instituția beneficiază de simpatia publică, DNA-ul nu este atacat direct în ultima perioadă. Dacă politicienii nu o fac, mă refer la cei rămași în libertate, ziariștii tac surprinzător și am putut vedea și de ce. Unii sunt pe ștatele de plată ale unor acuzați, alții chiar au făcut lucruri care mai devreme sau mai târziu îi vor aduce în atenția procurorilor. Rămâne întrebarea, există motive să se vorbească negativ despre cea mai importantă instituție anticorupție din minunata noastră patrie? Ca în orice democrație, de pe acest pământ, orice instituție poate fi criticată cu argumente pentru activitatea sa. Faptul că la noi nu se întâmplă acest lucru sau când se produce o dăm cu CSM-ul și inspecția judiciară poate ridica ceva probleme, mai ales în condițiile în care vorbim de o instituție care a încercat a se vedea problema bugetului pe acest an să subordoneze parchetul general și chiar mai mult. DNA-ul este acum o instituție care dă ora exactă, nu întâmplător, că vezi și declară amenințător că niciun politician nu are curajul să o sune. Dar că orice țară, doar că orice țară din lumea asta are nevoie și de politicieni, cum are nevoie și de procurori. Se încearcă impunerea unei sintagme cu toți politicienii sunt corupți și acest lucru nu avantajează decât o eventuală Republica Procurorilor. Sintagmă impusă în spațiu public. Instituțional, puterile executivă, legislativă și judecătorească trebuie să coopereze, dar să se și controleze reciproc, lucru care acum nu se întâmplă. Dezechilibrul dintre acestea, o definiție de manual, poate să ducă spre dictatura uneia. Nu suntem într-o asemenea situație, dar instituția intangibilă, cu ghilimele, ADNA, trebuie să răspundă publicului pentru eșecurile genelena Udrea, adică unii infractori sunt protejați ani de zile, iar alții sunt săltați de pe stradă. DNA-ul ar trebui mai ales să se ferească de a face politic.
acum românii vor sânge și când vor avea acest ingredient la televizor va fi, și cât vor avea, va fi bine. Dar apoi vor apare și întrebările. Cum se face că cei din preajma președintelui Băsescu nu au pățit nimic când era acesta la Cotroceni? Și de ce avem senzația că lucrurile se petrec la fel și în cazul președintelui Iohannis? E o întrebare, un editorial care ridică, eu zic, niște semne de întrebare, mai ales că astăzi, dinspre DNA, am avut o statistică foarte interesantă. Specialiștii de la DNA au spus așa: dom'le, din ce am făcut noi ca activități, a reieșit că șpaga din România se ridică undeva la vreo 400 de milioane de euro. Și după cum au împărțit ei, în fine, cum au calculat, a rezultat că la un euro dat șpagă, cel care dă șpaga, cel care mituiește, câștigă vreo 20. Spuneți-mi dumneavoastră, o afacere în România, o afacere pe bune, indiferent care, să aducă de 20 de ori câștig, așa, cât ai bate din palme. De asta e coruptă România, de aia șpaga e la putere, de aia avem foarte mulți politicieni și decidenți politici și nu numai, administrativi, care iau șpagă și încă în sume foarte, foarte mari. Dar, pe de altă parte, rămânem cu o mare nedumerire. Deci gândiți-vă, din 400 de milioane de euro, cât se ridică șpaga, din ce s-a indisponibilizat anul acesta, că se duce spre 300 de milioane de euro, noi am recuperat, nu o să vă vine să credeți, decât vreo 5,5 milioane de euro. Adică un mizilic acolo, de acolo cam 1%, nu, că era vorba de 10%. Dacă luăm din 300 sau din 400, nu mai vorbim, nu prea iese nici măcar ăia 10% de care se vorbea în niște cifre anterioare. Nu e în regulă și trebuie să facem ceva în această direcție ca să recuperăm pagubele foarte mari pe care le-a făcut corupția în România. Acum vreau să vă spun un lucru. Poate unele proceduri ale procurorilor, poate unele instituții nu sunt tocmai ok în activitățile lor. Dar lupta anticorupție trebuie să continue și să continue cu mai multă forță. Și atenție, încă o dată spun, problema este a prejudiciului. Deci, ca și cetățean acum mai vorbesc, nu m-ar deranja cu nimic dacă unul care, să zicem, și acum știți că avem de la Gigi Becali, Copo și ceilalți până la ceilalți din lumea fotbalului și până la politicieni. Dacă eu știu că la un prejudiciu de 75 de milioane cât ar fi acum pe retrocedări toți ăștia care i-a luat sau ia în următoarele zile, inclusiv de la șeful de la ANI, dacă statul român a recuperat 75 de milioane de euro, n-are de unde să-i recupereze, asta e clar. Zău dacă n-ar fi ca respectivii să fie, adică le dai o interdicție de a nu mai ocupa funcții de acest gen, funcții publice, și i-aș lăsa în libertate. Statul român ar câștiga însă sumele respective. La noi nu se întâmplă. În continuare, scopul rămâne condamnarea și nu recuperarea prejudiciului. E o mare problemă și asta, atenție, nu provine acum de la... E clar că e o luptă între instituții. Cei de la DNA spunând de ANAF și de celelalte instituții, voi nu recuperați, și el spune, dați-ne legea. Știți, v-am mai citit asta, v-am mai prezentat-o, s-au amestecat și politicienii în dispută, nu mai reluăm. Dar, până la urmă, ceva trebuie făcut. Trec peste cazul acesta, că nu o să-l lămurim noi prea curând, referitor la recuperarea pagubelor, și ne ducem spre Mineritul Gorjan, unde lucrurile încep să sune din ce în ce mai rău. Și credeți-mă că am proprietatea cuvintelor. Să știți că nu mă impresionează și nu cred că impresionează, nu mai impresionează pe nimeni protestele din
oamenii au dreptate să protesteze, nu ca pe discuția, sunt lideri de sindicat care au intrat în greva foamei, avem deja cu ordini, cu zecile cei care protestează, dar în continuare cred că avem o problemă. Protestele ar fi logice, să spunem, și sunt logice atât timp cât se protestează pentru drepturile minerilor. În momentul când aceste drepturi fac politică, e o problemă. Bun. Vreau să vă spun însă că veștile proaste vin dinspre CEO și la cum sună, nu numai că oamenii respectiv nu vor câștiga nimic, dar am ideea că ce a fost, cât de rău se anunță viitorul, încă n-am ajuns la capătul tunelului. Adică chiar dacă suntem din ce în ce mai asigurați de conducerea CEO, că nu riscăm insolvența. Eu vreau să vă spun că cu cât văd mai multe asigurări din partea lui Laurențiu Ciurel și a celorlalți că nu riscăm insolvența, mie îmi sună mai degrabă un mesaj invers. Adică fiți atenți că ne ducem spre. Haideți să vă citesc ce se întâmplă, ce se știe la Ministerul Energiei, ce s-a convenit cu FMI-ul și apoi discutăm despre asta. Un sfert, atenție, din capacitățile de producție ale Complexului Energetic Oltenia vor fi închise în perioada următoare. A anunțat miercuri, deci astăzi, managerul general Laurențiu Ciurel. Ciurel a spus, potrivit Agerpres, că decizia respectă planul de restructurare întocmit de conducerea companiei la cererea Fondului Monetar Internațional. Ciurel a spus că planul de restructurare presupune concedierea a 3.000 de angajați, dar și închiderea a 4 grupuri energetice și a unor cariere sau perimete minere, reducerea activității în cadrul altor subunități. În urma aplicării măsurilor, prețul tonei de cărbune va ajunge la 48 de lei, fiind astfel atinsă una din țintele stabilite de Fondul Monetar Internațional. Cităm ce a spus Ciurel astăzi. Am făcut un plan de restructurare pe care l-am trimis ieri, care cuprinde închiderea a 25% din capacitățile de producție. Am înaintat astfel 4 grupuri energetice pe care le vom închide. 1 și 2 Brăila și 1 și 6 Turceni, pe care le vom și scoate din funcțiune. Închiderea unor cariere sau perimetre minere, precum Seciuri și Tismana Sud, precum și reducerea activității în alte cariere și reducerea de personal cu 3.000 de salariați, 2.100 cu plus compensatorii și circa 1.000 prin redistribuire. În felul acesta credem că ajungem la 48 de lei tona de cărbune până la sfârșitul anului, ceea ce este una dintre țintele asumate cu FMI. Am putea avea o speranță de perpetuare a activității și cu voie de la cei de la FMI, nu FMI e problema că ei vor pleca, ci Comisia Europeană. Tot mineritul european a avut de suferit din cauza directivelor, nu numai noi. Am încheiat citatul. E vorba de directivele acelea de mediu care, cum spuneam eu în toamna trecută, ne vor afecta foarte mult în următoarea perioadă. Mi se pare însă că noi ne speriem cam repede de această situație, dar asta e altă treabă. Totodată directorul CEO a menționat că în ultimele două săptămâni au fost achiziționate certificate verzi în valoare de 42 de milioane de euro, fapt care demonstrează încă o dată că nu există riscul, atenție, ca unitatea să intre în insolvență. Știți cum e, nu se vorbește de funie în casa spânzuratului, dar, bine, noi vreau să vă spun că ne trebuie mult mai mult, deci certificatele anul acesta se vor duce la peste 100 de milioane de euro, așa că 42 de milioane nu ne garantează funcționarea până la sfârșitul anului. Situația financiară a complexului energetic este extrem de dificilă, fiind estimate la nivelul anului 2014 pierderi de sute de milioane de lei. Însă acest lucru nu a împiedicat managementul societății să ia decizii păguboase și ne întoarcem la acel contract de 13 euro, care dacă noi obținem 48-50 de lei pe tonă abia spre sfârșitul anului și abia după ce facem aceste reduceri, la cât producem acum? Nu cumva producem și au dreptate cei care anchetează situația și spun că în momentul de față vindem în Serbia sub prețurile de cost? Avem o dovadă chiar aici.
Apropo de acel caz, încă se anchetează. Din cauza deciziilor pe care le ia managementul, peste 30, am spus, nu știu, la ora aceasta, că știți, în fiecare oră intră alții și alții în devă, deci câteva zeci de angajați ai mai multor subunități ale Complexului Energetic Oltenia se află în greva foamei în fața sediului companiei din Târgu Jiu de mai bine de 48 de ore. Protestul fiind inițial luni dimineața de două persoane, pe parcurs acesta alăturându-se alți colegi muncitori, dar și lideri de sindicat. Mai avem 80 de muncitori de la Tehomir care sunt blocați în subteran și pe Andrei Gerea, habarnistul din fruntea Ministerului Energiei, care bălmăjește de la bacă, schimbă, bacă, nu schimbă, bacă, face, bacă, nu face. Și vreau să vă spun că problema este că cred că a pus paie pe foc mai mult prin amestecul său și oricum nu lămurește absolut nimic. De la domnul Gere așteptăm o strategie energetică, așteptăm să medieze încheierea acestui acord. Practic, domnia sa, când se întâlnește cu sindicatele care sunt anti-administrație, le promite. Îl schimb pe ăla să moară mama, dau cu ei afară cu Consiliul de Supraveghere. Când se întâlnește cu Ciurel, cu sindicatele celelalte, începe să spună, de fapt, nu e adevărat, vom analiza, vom mai face, să vedem ce o mai fi și tot așa. Deci, practic, de asta vă spuneam, primul care trebuie să cadă, așa ar fi logica lucrurilor într-o țară normală, este domnul Gerea, care se pricepe la domeniu, cum să vă spun, baba și mitraliera, după cum s-a văzut. Știți că ne bombănea când a fost la prima vizită venind spre Petroșani, că managementul n-a făcut, nu știu ce, niște cifre, că trebuie să schimbe Consiliul de Supraveghere. Și se pare că această decizie se va pune în practică la jumătatea lunii aprilie, deci după Paște. Dar vreau să vă spun că ministrul respectiv practic n-a făcut nimic. Deci guvernează un ăsta la Hunedoara-i jale, la Gorj-e jale, la Severin-e jale, la Olchim-e jale. Păi bun. Pentru ce l-am adus ministru? Pentru ce are sepepiști, salariu, antemergători și nu știu ce? Ca să ne curce să ie, știți cum, mă bag acolo, îmbârligă-i Doamne, mă bag acolo, îmbârligă-i Doamne. Deci, știți cum e? Gerea, lasă-ne, că matale nu te pricepi la domeniul respectiv, cel puțin așa pare să se vadă lucrurile la acest moment. Că situația din CEO e foarte proastă, o vedem cu ochiul liber. Oamenii ăia care vin în fața companiei și protestează, nu fac de florile mărului. Sau, ori mai fi unii care fac anumite jocuri, dar până la urmă nu protestează de bine. Situația este explozivă în Complexul Energetic Oltenia. Însă, m-aș aștepta, încă o dată, și am mai spus acest lucru, ca cele două tabere să vină față în față și, bine, să nu se ia la bătaie. Am spus și aseară, unul din lideri, Constantin Mitrescu, l-a luat la pumn pe, cel puțin așa a dat presa locală, pe Nanu Mic, liderul de pe la Craiova. Deci vă dați seama, între sindicaliști, dacă există chestia asta, n-ar fi de mirare că la un moment dat să-l vedem, eu știu, pe unul dintre lideri sindicat că sare în capul lui Ciurel sau Ciurel în capul celuilalt și tot așa. Deci nu e în regulă, soluțiile nu se găsesc așa. Dar, încă o dată spun, oamenii și muncitorii care sau liderii de sindicat care protestează și conducerea companiei trebuie să fie față și să spună exact care e situația. Pentru că la acest moment, pe de o parte, cred că administrația accentuează, hiperbolizează problemele din CEO pentru a nu da, că așa s-a mers, pentru a nu da niște drepturi minerilor, de fapt a le lăsa minerilor drepturile pe care le au, minerilor și energeticienilor să nu se supere ceilalți. Pe de altă parte, liderii de sindicat cred că forțează acordarea și altor drepturi, în primul rând să dea bine la oameni și e logic să fie așa, dar pe de altă parte cred că forțăm prea mult lucrurile. Sau nu?
De asta vă spun că ar trebui să fim exact mult mai transparenți și să se lucreze cu cifrele pe masă. Sau dacă nu sunt în stare cele două părți să se înțeleagă și nici la guvern nu se găsește unul să-i pună la aceeași masă, că domnul Gerea, am văzut, are alte probleme, haideți să facă presa locală. Un post de televiziune. Toți sunt unii care trăiesc pe seama CEO-ului, din ce se spune. Cel puțin așa au fost acuzațiile lui Laurențiu Ciurel. Pune cele două tabere față în față, pune-le situația exact și să se rezolve. Nu e normal, deja suntem la a treia lună de conflict în zona minieră și mie că mergem așa tot anul dacă o ținem în ritmul ăsta. Bun, apropo de închiderea acestor capacități energetice, e clar, nu e nevoie de aceste capacități. Cel puțin aventura cu Brăila a fost o aiureală, marca din ce am văzut tot, că tot pe vremea lui Ciurel a fost luată. Deci cu Brăila băgată pe gâtul ce un cont unor datorii, n-am câștigat nimic, am câștigat pierderi. Pe de altă parte, din ce am înțeles de la turceni, de la liderul Iovan, care a prezentat această situație în presă, nu e nevoie de grupurile respective, deci practic nu se pierde nimic la acest moment. Dar producția trebuie să fie mai mică, muncitori mai puțini. Vor pleca 3.000 și. Dar avem convingerea că restul de 16.000 au asigurate salariile din producția care se va face. Pentru că, în continuare, ca să fie pe limită de rentabilitate, complexul ar trebui să vândă 1.600 de megawatți oră în orice moment. Noi, în orele de vârf, abia ne ajungem spre 1.300 în zilele bune. Restul e sub. Deci e clar că pierderi se acumulează și când mergi 360 și ceva de zile dintr-un an, de fapt, poate chiar tot anul, sub limita de rentabilitate, n-ai cum să faci profit, n-ai cum să supraviețuiești. Deci problema este dacă reușim, și de fapt reușim, dacă CEO-ul reușește să supraviețuiască și să-și păstreze, să dea salarii la oamenii pe care îi are în subordine, angajați la 16.000 de oameni cu producția actuală. Pentru că dacă costurile rămân tot sus și nu se face acest lucru, nu știu ce se va întâmpla. Dar oricum, în minerit este o situație explozivă, iar autoritățile județene, primarii chiar din zonele unde sunt perimete minere, trebuie să găsească soluții împreună cu angajații. Deci toată lumea la masa negocierilor, pentru că așa nu se mai poate. Dacă încercăm să o dăm, ăla nu ne dă și, cum să vă spun, doar protestul, singurul lucru care reușește și până la urmă e normal împărțit această părere, Laurențiu Ciurel, cred că neatingându-și acele cifre pe care trebuia să le facă, acei parametri în care trebuia să-și desfășoare activitatea, normal ar fi ca domnia sa să plece. Cât de manager privat este, ar trebui să plece. Dar, din ce am văzut eu, pare să fie o situație în care pleacă un fost lider politic și să vină un alt lider politic, ceea ce nu e în regulă. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la un alt lucru. Dacă îți vine, să zicem, un manager privat din altă parte și el va merge pe cifre și va vedea. Bă, noi avem atâția bani, atâta facem, trebuie să avem atâtea salarii, trebuie să facem cheltuieli de mediu, nu știu ce, cât trebuie să rămânem? 9.000. Restul pleacă acasă. Deci atenție și varianta asta, pentru că nu trebuie să ne ascundem după deget, Laurențiu Ciurel nu a atins parametrii și pentru că i s-au impus anumite lucruri. De guvern, de, să zicem, poate și liderii politici locali. Păi vă spun la doi parametri, vă spun eu. Primul, ei s-a impus în ideea că vor fi plătite la un moment dat să livreze în continuare cărbune la Vâlcea,
să livreze la Severin. Nu s-a plătit, acum se încearcă plătirea de la Severin. Și în alte părți. Apoi, acele angajări care s-au făcut vreo 1000, dacă am reținut bine de prin presa locală în ultimii 2-3 ani de când e Laurențiu Ciurel, eu refuz să cred că acele angajări le-a făcut Ciurel că a vrut el să angajeze în companie. Bine, ca orice om, poate a avut și el ver, nepoți, în fine. Dar majoritatea au fost impuse. Sunteți de acord cu mine? De politică, de administrație, de... Ba, unii prin zona minieră cam spuneau că sunt rudă cu nu știu cine, sunt finii lui nu știu cine. Știți cum e, că se practică. În momentul de față poți să fii rudă cu Klaus Iohannis, cu Victor Ponta, cu oricine, că dă bine. Asta e. Deci, aceste lucruri nu au putut, cu un manager privat, autentic, care să n-aibă legături cu Gorju sau să fie cetățean străin, cu siguranță l-a spune așa. Tăiem de aici, tăiem de aici, tăiem de aici. Unde duceai oamenii, nu contează. Deci aici este o mare problemă și asta trebuie discutat. A, cu sindicatele. Eu știu ce să vă mai spun. Nu înțeleg, apropo de sindicate, de unde dezbinarea asta. Pentru că dezbinarea s-a produs în urmă cu 2 sau 3 ani. Că sunt politice sindicatele, că sunt ale nu știu cărui partid, că Condescu a făcut și adres, dar practic din momentul ăla s-au pierdut drepturi. S-au pierdut drepturi. Dacă în momentul când s-a creat mamutul ăsta CO, s-a sperat că drepturile vor fi mai mari pentru mineri, de acolo s-au pierdut drepturi. Dar singura soluție este la momentul anilor 2010-2011. Vă mai aduceți aminte de Ionel Manțoc și de ideea lui cu mixul energetic? Că aia e problema. CO-ul n-are decât produce energie pe cărbune. Dacă ar avea și niște hidrocentrale să producă energie de acel gen, vă dați seama cât ar coborî prețul. Ce ar însemna ca la momentul când ai concurență pe piață să bagi energia hidro și la momentul când ai nevoie de bagi pe cea când e nevoie iarna sau vara când e prea cald să mergi pe cărbune și ai produce la un preț eficient? Ce ar fi însemnat asta? E adevărat, nu ne-au lăsat nici de afară. Dar până la urmă soluția, cred că tot aia trebuie să fie. Din păcate, problemele din minerit, din energetică, se reflectă și în alte ramuri economice și de aici problemele pe care le are România și care nu vor înceta prea curând din punct de vedere economic. Chiar dacă, să zicem, din punct de vedere... economic până la urmă lucrurile stau cu și spunem avem creștere economică 2-3% și este per total, la noi în partea asta de energetică lucrurile nu stau deloc bine. Abandonăm această știre ca să vorbim de o alta. Să știți că nu suntem nici în stare, nu suntem oameni serioși nici când avem bani de la Uniunea Europeană pentru lucrări de anvergură. De exemplu, laserul de la Măgurele. Știți, celebra lucrare făcută cu fonduri europene. Nicolae Zamfir, directorul proiectului științific, declară lucrările de construcție a clădirii au deja o întârziere de un an. Constructorul tergiversează lucrările. Și atenție, ăla lucrează cu bani în mână. Deci vă dați seama unde suntem. Mai departe, aflăm iată că în România se practică, deci una din afacerile care merge foarte bine și se dezvoltă este cea privind curieratul. Firmele de curierat proliferează, dar s-au și reunit, iar acum, practic, de asta poșta n-a nicio șansă, pentru că firmele de curierat s-au dus pe domeniul ăsta și fac treabă foarte bună la niște prețuri foarte, foarte mici.
Acum vreau să vă spun că orice seară nu se poate fără politică, de fapt fără justiție. Haideți să vedem pe cine a mai arestat DNA-ul, ce condamnări s-au mai dat, pentru că nu e așa. Totdeauna este subiectul care atrage cele mai multe, să spun așa, cele mai multe discuții. Mai întâi trebuie spus că Victor Ponta a schimbat astăzi 4 suprefecți în țară la ședința de guvern. Iată că se mai și schimbă lucrurile acolo unde nu merg bine. Haideți să și spuneți pe cine e vorba. Deci la județele Cara, Severin, Covasna, Sibiu și Suceava s-au schimbat suprefecții, semn că executivul este nemulțumit. Apoi, se prefigurează o situație foarte ciudată, în sensul că acum e o bătaie pe dosarele DNA și parchetului general. A început să fie fostul președinte Traian Băsescu, a fost trimis, de fapt n-a fost trimis în judecată, este doar urmărit, e suspect, în cazul de șantaj. Și îmi păstrez părerea, mi-am explos și în alte seri, că e un dosar artificial, forțat în cazul, deci în acel caz, cred că sunt lucruri pe care, să zicem, președintele ar trebui să dea explicații, dar pe ăsta că nici nu știu dacă e amenințare sau șantaj sau și una și alta, cred că mai degrabă amenințarea făcută la adresa lui Tiberiu Nițu, procurorul general, că vezi tu că eu știu că tu ai tras în la Revoluție sau ceva de genul, dar de unde știe sau de unde sunt dosarele, ar fi de discutat, este mai important. Dar vreau să vă spun că cazul Băsescu deja este o miză între parchetul general și DNA. DNA-ul spune, noi trebuie să-l cercetăm pe președinte și între timp vrea să aducă și dosarul ginerului Radu Pricop al președintelui, care a luat moșiile brătienilor pe la Argeș și a cam scăpat până acum de consecințe. Și pe de altă parte parchetul zice, no, noi cercetăm. Și cum au apărut speculații politice pe cele două instituții, om trăi și om vedea ce s-a mai întâmplat, dar lucrurile nu prea stau chiar atât de bine cum se zice. În același timp, da, v-am spus, deci astăzi chiar parchetul general a spus pe acest caz, nu trimitem dosarul la DNA. Aflăm că DNA cere arestarea deputatului PNL din dosarul lui Horia Georgescu, Teodor Nicolescu se numește el, deci cu siguranță îi se va retrage, sau cel puțin așa credem, îi se va retrage imunitatea și s-ar putea să ajungă și la Mititica. Și tot așa, deci paga a fost destul de importantă, pentru că, din câte am înțeles, era vorba de sume foarte mari în discuție. Deci, în dosarul retrocedărilor, sumele sunt foarte, foarte mari. E foarte interesantă situație. În același timp, vreau să vă spun că, apropo de știrile la mai importante, se prefigurează o ruptură în coaliție, în sensul că UNPR-ul a sprijinit o lege dedicată organizării armatei, în timp ce majoritatea parlamentară formată din PSD n-a făcut acest lucru și generalul Gabriel Oprea s-a cam supărat după această situație astăzi la nivelul Parlamentului. Dar bănuiesc că e o supărare de aceasta care trece extrem, extrem de repede.
Că tot vorbim de știrile importante ale zilei, vreau să vă spun că a mai apărut una. Traian Băsescu, care se tot ceartă cu Firea, a publicat astăzi pe site-ul propriu niște documente despre niște împrumuturi făcute de la Trustul Crescent, documente care, din nou, întreb de unde le are. Dacă sunt, presupunând că sunt adevărate, n-a spus nimeni că nu sunt. Și de ce nu le au autoritățile statului? Bun. Sau dacă autoritățile statului le au, de ce i le-au dat președintelui? Să fie adevărate că, adevărată situația că a plecat cu ele. Știți că s-a vorbit în presa ultimilor săptămâni că a plecat vreo 50 de dosare foarte importante. Poate aflăm ce era în dosarele respective. Sau aflăm așa pe câte un. La acest moment, cred că Traian Băsescu începe să dea șah la anumite instituții. Președintele, fostul președinte jucător, continuă să se joace cu nervii multora, dar asta e altă treabă. Acum vreau să vă spun că în fiecare zi aflăm că se formează noi coaliții guvernamentale, că liberalii au mai convins pe cineva, că UNPR-ul s-ar putea să treacă în partea cealaltă, că de fapt astăzi trec, mâine nu mai trec, că de fapt... Deci, eu zic că situația e destul de încurcată la acest moment și bănuiesc că nu se pune problema în... Deci din ce se prefigurează, eu cred că până, cel puțin până în toamnă, nu se va da o luptă decisivă pentru putere România. De fapt, știți cum e, trebuie să ne gândim și la un lucru. Dacă n-au făcut-o până la Paște, apoi vine luna mai, vin concediile de vară, ce putere, ce partid să se pune la muncă că să facă un guvern, să stea acolo, să arate că lucrează, mai ales că în anul următor vin alegeri și cine știe. De fapt, Mircea Joan spunea zilele acestea că de fapt a trebuit să se pună la baze o coaliție nu pentru un an și ceva până la alegeri, ci pentru minim 5 ani. De acord, de fapt, altfel, Mircea Joan și cei care au plecat nu au nicio șansă să mai intre în Parlament. Deci omul trebuie să se asigure când negociază. Problema este că ce, dacă să zicem așa, PNL-ul vine la guvernare, acum în martie, nu cred că mai e timp, aprilie, mai, iunie, oricând, această perioadă, și nu guvernează într-un an pe un orizont de așteptare și nu câștigă alegeri sau nu câștigă atât de clar alegerile din 2016 cum speră, ce se va întâmpla? Apropo de necunoscutele politicii românești. De asta spun că încă nu e lămurit nimic și nu cred că se pune problema, nu cred că se pune problema așa la acest moment, încă nu s-au lămurit lucrurile. Apropo de știri, vreau să vă spun că avem unul, jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, care este, știți, la Mititica pentru o perioadă și care scrie pe blog, deci scrie mai mult decât scria înainte când era în libertate, a pus un editorial pe blog intitulat Efectele perverse. Cine ar putea să pice în perioada următoare în malaxorul Direcției Naționale Anticorupție, în mega dosarul Microsoft și EADS? Potrivit lui SRS, cum este numit, Sorin Roșca Stănescu, taifunul declanșat de DNA este un spectacol de neuitat. Totuși, în mega dosarul de Microsoft și ADS, în cadrul cărora regăsim prejudicii de sute de milioane de euro, procurorii nu au reușit să dea de urma banilor, astfel încât să fie recuperată întreaga pagubă înregistrată în bugetul statului român. Deși partenerii euroatlantici au oferit autorităților române zeci de căsuțe poștale a unor offshore-uri, prin care mita a fost încasată și tranzitată, care ar fi putut conduce la închetarea unor zeci de persoane posibil implicate, în realitate sunt mult prea puține persoane urmărite penal. În finalul editorialului, SRS se întreabă dacă nu cumva mașinăria DNA s-a împotmolit sau dacă există persoane în spatele scenei politice
care încearcă să minimalizeze paguba din dosarele Microsoft și ADS și că este posibil să nu treacă foarte mult timp până când vom afla că în fraudarea statului ar putea fi implicați chiar procurorii ai DNA, spune Roșca Stănescu. Cităm, Taifunul DNA oferă zilnic opiniei publice interne și externe spectacole de neuitat, din ce în ce mai îndrăzneți, mai șocante. Dar dacă facem abstracție de înalta temperatură imprimată de acțiunile procurorilor DNA, vom observa câteva efecte perverse ale luptei împotriva corupției instituționalizate. Am încheiat citatul. Continuăm. M-am referit anterior, așa cum au făcut-o și alții, la practica denunțelor împachetate, cel mult în stenograme SRI și care stau la baza așa-numitului probatoriu pentru condamnări în serie. M-am mai referit la un fapt cât se poate de ciudat, și anume că, spune Joșca Stănescu, mult prea rar judecătorii îndrăznesc să observe că procurorii se mulțumesc exclusiv să administreze probe indirecte. În fine, am mai vorbit despre arestul la domiciliu sau în beciurile Ministerului de Interne, ca despre un zăhărel și un bici, administrat discreționar și care poate crea mai multă nedreptate decât dreptate. Dar asta nu este tot. Reținem, spune Roșca Stănescu, noua decadă a activității DNA, relansată după alegerea unui nou președinte al României, a debutat prin două dosare de o excepțională importanță, EADS și Microsoft. Așa cum am mai semnalat, ele au fost furnizate de partenerii noștri euroatlantici, care au luat și urma banilor și care, practic, au oferit pe tavă autorităților române cele două cazuri cu subiect și predicat. Dar ce observăm? Că în vacarmul general genera de numeroasele arestări spectaculoase, cu mascați, cătușe, cu vedete, cu televiziuni, cu tot acum, începe să nu se mai observe faptul că cele două mari dosare par a fi fost abandonate, sau cel puțin îndiguite. Încheie în citat. Da, cred că dacă analizăm clar, știți, s-a vorbit noiembrie, decembrie, deci acum se termine, se izbunește ADS-ul. Ba, avem după 1 ianuarie, cred că două interviuri, cel puțin, prezentate de noi, de Laura Codruța Chioveși, care spune, vom detona, sau am detonat deja dosarul ADS. Azi îl vedem și nu e. Deci nu s-a mai întâmplat nimic, sau dacă s-a întâmplat, au căzut... Deci nu e vorba unde sunt banii. Că banii nu se recuperează, adică dacă ne mulțumim în dosarele astea doar cu cocoși și cu penalti, e o mare problemă. Bine, și cu Elena Udrea, că a băgat-o și aici. Deci eu cred că vinovații sunt mult mai mulți, sumele sunt mult mai mari, deci pagubele acelea nu le putem lua din averea lui cocoși, penalti, Elena Udrea și încă vreo câțiva care au căzut pe acolo. Nu se poate dacă le iei toată averea. Vând și rudele și tot nu se ridică la suma respectivă. Deci banii au mers în altă direcție. Iar procurorii, din ce spune Roșca Stănescu, altfel un ziarist cu foarte multe surse, dar acum, cum spuneam la Mititica, dacă s-au primit și căsuțele și toate ele, cum s-a făcut și știi și contul, știi la cine s-a dus, nu văd de ce n-ar urma mai multe. Dar vedeți, e principiul acela. Lasă să mai spună pe unul. Las pe ăsta în pace pe Dinu Pescariu, că mai dă și el ceva aceea, mai face un denunț, mai agățăm unul. Dar pe ăsta l-agățăm, că acum merge, să zicem, în primul rând, la meniu de 24 de ore sau chiar de 30 de zile. Dar la un moment dat va trebui să venim în fața judecătorilor. Și va trebui să nu acum de judecătorul de drepturi și libertăți, la judecătorii ceilalți, când vor analiza efectiv dosarul. Și doar la denunțuri, dacă zi așa, e puțin. Iar căsuțele nu le folosim, nu vedem, nu luăm urma banilor. Sau poate o luăm, poate a fost mai complicat decât credeam. Nu știm asta, poate o să aflăm și bine ar fi să aflăm și încă o dată spuneam, să recuperăm bani. Pentru ultimile minute din această emisiune, care este și ultima a săptămânii, având în vedere că colegii mei vor lucra de zor în următoarele zile, sunt foarte mulți, de pe acum se pregătesc Sfintele Paști cu înregistrări de melodii, cu programe speciale pe care o să le aveți de sărbătorile pascale. De fapt, ENSA TV vă pregătește foarte multe surprize, o să le vedeți la momentul respectiv. De aia vă spuneam, ne vom întâlni abia luni,
cu o nouă emisiune, Ordinea de zi. Până atunci, vorbim totuși în minutele ce urmează și de alte informații din Gorj, inclusiv la acest moment, deci la undeva la acest moment, vă spusase mai devreme, managerul general al CEO se află la mina Tehomir, unde negociază cu o delegație de 4 mineri care i-au ieșit din subteran. Discută despre ce? Faptul că minerii de la Tehomir vor fi concediați cu unul sau două salarii compensatorii. Din câte știu, nu sunt numai unul sau două, nu sunt nici atât de multe cum ar fi normal. Culmea este că nu cred că vor ieși din mină, deoarece declarau mai devreme astăzi că, sau cel puțin Adrian Marciuc, liderul Solidaritatea, spunea ceva că minerii de la Tehomir nu vor ieși decât dacă vine gerea. Până gerea era așteptată astăzi în Gorj, până la urmă nu știu dacă a ajuns sau nu, bănuiesc că nu, că s-ar fi anunțat. Apropo de veștile din Gorj, mâine la Muzeul Județean au loc recrutări pentru fabrica de cablaje care va fi construită la Târgu Jiu. Investitorii nemți au câștigat licitația organizată de primăria Târgu Jiu pentru o suprafață de 4 hectare în nordul municipiului. Se vor face cel puțin 700 de locuri de muncă la Târgu Jiu, deci investiția pare să fie în ultima, să fie într-o stare foarte, foarte avansate aceste negocieri. Mai departe, apropo de, sunt 33 de protestatari, cred că sunt acum în fața CEO, tot o știre de ultimă oră. Încă o știre de ultimă oră, Șova a pierdut astăzi, să spunem așa, votul la nivelul Comisiei Juridice din Senat. Urmează ca săptămâna viitoare să intre în plen. Eu anticipam, cum v-am spus, că îi se va ridica imunitatea parlamentară, chiar dacă avem foarte multe mafalde în presa locală și națională și centrală care spun că, nu domne, va fi salvat la nivelul parlamentului. Nu cred că va fi salvat, chiar dacă avizul de astăzi a fost la limită pentru arestare. Apropo de alte informații, o să le avem din Cotidianul Gorjan și în, cum spuneam, în următoarele zile. Poate cea mai importantă informație a serii ar fi ce se întâmplă cu cei care își află astăzi soarta, așa, și ăsta prin Parlament și nu prin Parlament, prin justiție. Apropo de asta, gândiți-vă că Mihaela Rădulescu ia 100.000 de euro pentru un sezon la România au talent, cât de ușor câștigă unii banii. BBC-ul are 4 milioane de telespectatori mai puțin după Jeremy Clarkson a plecat la Top Gear. Și ca să nu terminăm decât în, să zicem, într-o notă de genul acesta mai optimistă, vom avea conversie în lei urmată de reducere cu 15% a creditelor pentru cei care au în franci elvețieni. Dar asta, vom mai reveni la aceste cazuri pentru că timpul este înaintat, am depășit
a timpul alocat emisiunii. Mulțumesc pentru atenție, vă las cu dedicațiile muzicale, la revedere!